Vremea se menține în continuare instabilă și va ploua în aproape toată țara. Începând de mâine, de la prânz, 14 județe se vor afla sub atenționare de cod galben de ploi, valabile până vineri seara. Meteorologii au emis o avertizare, cod galben de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ în mai multe județe din estul și nord-estul țării. Începând de joi de la prânz și până vineri seara, instabilitatea atmosferică se va accentua în toate regiunile, cu averse, descărcări electrice și intensificări ale vântului ce vor lua aspect de vijelie. Izolat vor fi posibile căderi de grindină. Se vor înregistra frecvent cantități de apă de până la 20 litri pe metru pătrat, dar cele mai mari cantități de apă se vor înregistra în zona Moldovei, în zona Carpaților orientali și meridionali, unde se vor cumula între 40 și 80 litri pe metru pătrat.